după Evanghelia Păcii. Că Evanghelia Păcii este Evanghelia Reconcilierii. Este reconciliere cu Iisus Hristos, fiindcă cuvântul acesta ne spune că a uns și Hristos a venit să restabilească relația dintre mine și Dumnezeu și să mă pună într-o poziție de neprihănire, adică într-o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu. Și eu sunt într-o poziție corectă. Și stau înaintea lui Dumnezeu ca cei care trăiesc în pace. Și dacă am pace cu Dumnezeu, atunci înseamnă că trebuie să manifest pace. Fiindcă Dumnezeu care este pace trăiește în mine. Și mă duc în societate și lumea se uită la mine și vede că încep să fac nevoie. Dar cu Evanghelia păcii. Și Hristos a venit să facă asta. Israel a fost chemat de Dumnezeu și responsabilitatea lui Israel a fost să fie o lumină pentru printre popoare. Dacă să și citim în Vechiul Testament, observăm că Israel a fost chemat de Dumnezeu să fie lumina popoarelor. Israel și-a pierdut chemarea. Și în Isaia Dumnezeu vorbește despre pierderea chemării. Toate popoarele lumii stăteau și se uitau la Israel, pe care poporul evreu pe care Dumnezeu l-a scos din Egipt, l-a dus în Canaan și toată lumea știa că în Israel există un Dumnezeu. Și dintr-o dată în lumea aceasta, tot pământul s-a făcut vârfă, fiindcă poporul Israel era învins și dus în exil. Și de ce a fost dus în exil? Pentru că și-a pierdut chemarea. Și dacă toți oamenii priveau ca la un sabat între Israel, priveau ca din cel mai desăvârșit poporul lui Dumnezeu, cu care se mândrea Dumnezeu, dintr-o dată lumea nu mai știu ce se creadă. Israel nu mai era cel care a fost chemat să fie. Era deja dus în robie. Și în gândirea lor, dacă un Dumnezeu era mai puternic, dacă un Dumnezeu era mai tare, înseamnă că Dumnezeul lui popor era mai puternic, înseamnă că poporul respectiv putea fi un popor în care Dumnezeu era mai slab. Și așa gândeau oamenii din toate popoarele și și-a pierdut misiunea. Și vine Hristos. Și vine Hristos să restabilească și aduce un mandat întregii biserici. Și le-a spus acum, Israel și-a pierdut chemare, dar acum vine și vizitează biserica. Și acum noi avem exact aceeași chemare. Și ne și ne vorbește în Romani. Și dacă să nu știm Romani, vedem de restabilirea relației pe care o avem cu Dumnezeu. Și ceea ce face Dumnezeu din noi și după aia ne trimite să fim o Evanghelie a păcii. Și spune, noi suntem martorii ai Lui. Suntem martori a tot ce a făcut. În noi trăiește, dacă vreți. Tot ceea ce vorbim este în noi. Și dacă să citim la începutul cărții Faptele Apostolilor, în capitolul 1, cu versetul 8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi. Înainte să zicem martori, trebuie să spunem veți fi, adică veți exista. Adică martorul nu este mingeană. A fi martor înseamnă să trăiesc Evanghelia păcii. Evanghelia păcii se existe în mine, se ține și tot ce puțin de face. Veți fi. Voi, unde veți fi martor? Mergem la lume și începem să facem reform. Și începem să facem reform în biserică. În Evanghelia Păcii. Oare nu ați venit la Dumnezeu? Oare nu ați venit la Dumnezeu? Anul acesta este mandatul bisericii? Domnul Iisus Hristos a fost împărat. Și stătea și spunea și în fața lui final îi spune împărăția mea nu este de aici. Dar între oameni spunea împărăția este în mijlocul vostru, este în inima voastră. Rătirea și mandatul pe care îl avem este acesta de a lărgi în granițele împărăției lui Dumnezeu, care este împărăția Păcii. Și a venit Hristos să restaureze nu numai ființa, nu numai pe noi oameni. Hristos când a venit să restaureze întreaga creație. Când spune acolo că firea suspină, se referă la întreaga creație pe care Hristos a venit să o răscumpere.
accesarea împărăției lui Dumnezeu, lângă faptul că începe prin restaurarea la cruce, este însoțită de puterea Duhului. Aici au vorbit de omul. Și ne uităm la ucenici, care erau fricoși, dar nu are nicio treabă. După cuvintele pe care spune Luca, avem tot ce se face. I-am pus în deja mine. S-a pus. A dispărut. Și după ce se întâmplă pentru cine și Doamne Iisus Hristos, oamenii aceștia sunt plini cu bine. Ies în față și sunt gata să stea. Și dacă pentru era o dată Hristos, stă în față evreilor și proclamă adevărul. Nu merge să bată cu unul masă. Unii dintre ei au fost gata să stea și să moară. Cetere Ponta și biserica parcă dintr-o dată intră în umbră. Intră biserica în umbră și în războiul acesta este atât de bine definit de cuvintele Domnului Iisus. Vă trimit ca niște miei în mijlocul lucrurilor. Nu am spus să vă trimit ca niște lucruri în mijlocul oilor. Și dacă așa ca și noi ne comportăm ca nu din mijlocul oilor și încercăm să mâncăm o parte la altă, îi spunem tot. Iisus spune, vă trimit ca niște miei, fără nicio putere, fără nimic. Ce faceți? Te duci în loc, îți ia Dumnezeu toată puterea din mâinile tale și n-ai voie să faci nimic. Dacă nu există reconciliere, dacă nu există eliberare prin Iisus Hristos și salvare prin Iisus Hristos și dacă nu există umplere cu Duhul Sfânt. Suntem chemați cu toții. Primim un mandat din partea lui Dumnezeu, de care nimeni nu se va putea eschiva, de care nimeni nu va putea spune că eu nu am primit mandatul acesta. De acela de a face reformă. Și de a merge să fim în lume, lumea. Și dacă o dinioare erați în plene, nu erați în lumea. E de semn, capitolul 5, versetul 8. Cuvântul spune, nu o dinioare erați în plene, ci o dinioare erați în lumea. Și acum nu sunteți în lumină, și acum sunteți lumină. Și fiindcă sunteți lumină, și Hristos vă lumina, avem un mandat de pământ. Mandatul acesta este sub cuvintele din Matei, ultimul capitol al cărții Matei. Mergeți în toată lumea. Duceți-vă, faceți o zi. În toată lumea. Nu te zâmbiți, lăsați-vă, încă este mandatul. Nu putem merge pe acest lucru, dar unde sunt granițele existenței tale? Care sunt granițele existenței tale? Ai ajuns până la capăt cu Evanghelia plăcii? Fiecare persoană pe care o cunoști, granița ta s-a plăcut. Și cu fiecare pas pe care îl facem în locul de cunoștere, granița cunoașterii noastre s-a plăcut. Mă duc și astfel, dar nu cu interacțiune cu alți oameni. Și granița mea este dus până la marginile Pământului cu Evanghelia Păcii. Ești dus în răspândirea ta, dar nu ne cheamă pe Dumnezeu pe toți să mergem misionari în India, în Africa de Sud. Nu ne cheamă pe toți Dumnezeu să mergem în statele islamice să facem misiune. Dar ne cheamă să mergem până la marginea Pământului, până la marginea, la granița aceasta, acolo unde Dumnezeu rânduie să ajunge. Acolo când am ajuns, am pus steagul împărăției lui Dumnezeu și ne-ai cucerit. Sau când ieșim din biserică, intrăm în umbră. Și din toată nu se mai știe nimic de noi, nu se vede nimic despre noi și nimeni nu știe nimic. Și probabil avem colegi de lucru care nici nu știu că suntem pocăiți. Ne-am lăsat societatea și ne-am lăsat atâta de bine să avem o religie izolată. Ne-am lăsat atâta de bine creștinul ăsta. Foarte bine.
și am putea spune că avem o credință privată. Suntem aici, noi. Dar va face diavolul să se limite pe unul care vine în aceeași părere. Și vei fi papă, nu vei fi cu cineva de față. Și va rosti Evanghelia păcii. Și omul acela, după ce diavolul ne-a învățat că trebuie să avem o credință privată, îl va învăța să se geneze și merge și de în judecată. Și în casa noastră. Pe de o parte spune că trebuie să fii izolat și pe de altă parte nu te va lăsa să fii izolat. Fiindcă îți va trebui de oameni acolo ca să nu poți să fii izolat. Ce vom face noi? Înainte de aici, înainte de dumneavoastră, s-au zis să tână o urmă. Stăm și ne uităm la ziua de urmă. Voi, răspunde. Ce plan are de a răspândi la mine aici? Ne gândim și ne cansăm cu istoare și cu cei de urmă? Sau viziunea noastră a toate cei care îi spune, Doamne, ce puțin